după care se începe murdar. Tu ți-ai culțe, nu-ți pare că ninja. Mănâncă un vierme. Cap. Cap! Mamă! Cum ajunge acasă? Păi eu mă aștept, Jasmina, și ție să-ți mai cadă ceva. Aoleu! Mă rog, Jasmina! Nu! Nu, de ce? Oho! Ce zi e aceasta cu ghinion? Salutare! Astăzi am venit într-un loc așa de frumos ca să facem cap sau pajra challenge! În acest pahar am mai multe bilețele pe care ți-a scris o provocare sau un bonus! Iar cu ajutorul acestei monede vom extrage la sorți cine va deplini provocarea sau va lua bonusul! Adică... Rămâneți cu noi că va fi foarte interesant! Și abonații noștri care au încredere în noi, care ne încurajează, dau like-urile la începutul videoclipului! Așa că așteptăm like-urile voastre și noi începem! Așa, Jasmina, extrage! Ok, sper că este bonus. Toate bonusurile la mine, dar la tine toate provocările. Ok, să vedem! Deci? Maioneză pe cap, arată la toți să vadă! Maioneză! Cine va îndeplini această provocare? Deci, este o monedă de 5 lei moldovenești, dar pe o parte scrie 5, iar pe alta este un desen. Capul este 5, este cifra, iar pajura este desenul din spatele monedei. Așa e că trebuie să decidem cine e cap și cine e pajura. Tu cine vrei să fii? Eu vreau să fiu cap. E pajura. Ok, bine că nu coada. Da, cap și pajura. Ok, pajură, eu pun pajura aici. Adică cap. Provocarea este maioneză pe cap. Să vedem. Cap. Deci dacă este cu cifra în sus, cap, înseamnă că eu îndeplinesc această provocare. Da, nu! Ok, din start, provocarea se începe murdar. Maioneza noastră care se duce pe cârnița noastră. Wow! Ce început! Ai! Și apropo, la fiecare provocare, ce am pățit, cine s-a pus pe cap sau ce va mai fi acolo, va trebui să stăm așa toată provocarea, tot challenge-ul nostru, vă dați seama? Aoleu! La ultima picătură. Parcă nu e nimic deja aici. Așa că te ții cu cofura, dar nouă este gata. Apropo, scrieți în comentarii cu o notă de la 1 la 10. 10 este foarte haios, 1 așa, slăbuț. Și dați-mi o notă, cum arăt eu? Haios sau nu prea? Aștept comentariile voastre. Acum extrag eu un bilețel. Da. Măi, băiete, măi. Dar cum mă pleca eu acasă? Știi? Noi mai avem de mers. O să conduci așa. Chipsuri. Astea nu-s pe cap. Astea poți să le iai și să le mănânci. Da, să vedem. Hai să vedem unde. Filmați, stai. Uite-i. Este! Ce este? Pajure! Serios? Da, ce faci? Pajure! Ie, Jasmina? Chipsurile pentru tine! Chipsuri! Și încă cu gustul meu preferat de cașcaval. Apropo, care e gustul vostru preferat de chipsuri? Scrieți în comentarii. La mine de cașcaval, la tine de care? De sare, cu sare, adică doar cu sare. Fără adaosuri. Nu știu, așa sunt eu. Mă străduiesc să fie cât mai sănătos, dar și gustos. Acum eu pot să mănânc chipsuri. Am luat două deodată. Cât tu mănânci chipsuri, eu voi extrage un bilețel, bine? Uh-huh. Unde e paharul? Gogoașe din geleu. Este iarăși ceva delicios. Bonus. Să vedem. Acum este. Eu sunt gata, să mai mănânc ceva. Wow, iarăși am scăpat. Stai. Cinci! Gogoașa din geleu este a mea! Aduceți-mi, vă rog! Wow!
Ia uite. Noi, apropo, acest donut l-am cumpărat de pe croazieră. Era un magazin cu diferite delicii și erau foarte multe figuri din jeleu. Wow. Ia uitați-vă. Arată foarte interesant. Wow, și miroase dulce. Îți spui o bumbunică, e doar una, nu se simte aproape. Chipsuri nu mi-ai dat. Haideți mai repede, trecem mai departe. Trecem mai departe, extragi un bilețel. Deci, sper că aici va fi un bonus pentru mine sau o provocare pentru tătic. Da, până acum a fost o provocare, ceva rău. Și apoi au urmat două bonusuri, ceva bune. Acum să vedem, va fi ceva rău? Ketchup pe față. Mustex. Hai să vedem. Este cap, cap, cap. Cap! Măi, cum asta? Vedeți? Cap, cap. Aduceți ketchup-ul, ce să facem? Uai! El curge. Aoleu! Ui, ui. Mustex? Mustex să fac, da. Gata? Nu, nu, nu. Este ketchup. Facem o brăjor. Wow! Pe față, a zis, nu mai îmi fie. Gata? Nu! O, wow! 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 Gata, junge! Așa e, arăți foarte bine. Ok. Păi, dar ketchup e gustos. Nu, gustos. Eu sper că... O să poți să deschizi ochii? Și așa trebuie să stau până la sfârșitul challenge-ului. Băi, cred că arată impecabil. Deja spate făcuți așa. Da, tu ce? Dar e deja smurdar și așa și așa. Ce? Asta trebuie sau dată la spălat sau aruncată. Dar m-am pregătit. Mi-am luat hranile cele care se le pot murdări. Voi nu faceți așa, doar priviți ceea ce facem noi și distrați-vă. Și mai departe! Eu mă gândesc, după ce am făcut tot tăticul, tăticul enervat pe mine și vrei să-mi gădă mie deja o provocare. Deci aici, napolitane în ciocolată! Haideți să vedem despre ce merge vorba, dar înainte de aceasta să extragem cap sau pajure. Hai să vedem! Este? Hai să vedem! Deci dacă e cap, iau eu napolitanele, dacă e pajure, tu. Nu! Nu știu de ce așa cade! Cap, 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 gata! Arată monede, poate e două monede! Nu am una, am una! Deci avem așa, KitKat Mini! Nu ne plac foarte tare și... Asta ciocolată mi-a prăjurată! Straniu, cred că ketchup cu da, ciocolată. De acord! Gusturile cam s-au amestecat. Acestea le mănânc după. Ok, mai departe! Și următorul bilețel este acesta. Pune acolo. A, dă-i să-l deschid. Iar tu. Of, făină pe cap. Păi eu mă aștept să-ți vină și ție să-ți mai cadă ceva. Uite, ești prea curată. Ce e? Yes. Să vedem ce este aici. Pajure! Nu, de ce? Deci în paharul ăsta este făină și tăticul trebuie să-mi toarnă în cap. Okay. Stăm, stăm, eu am stat. Stai în ochi să nu cadă? Nu, dar păi închide ochii. Da, eu așa. Wow! Apropo, cu privire la făină, dacă o lăsăm aici, este un produs biodegradabil, natural și va fi ca un îngrășăminte pentru pământ. Dar cei ce este din plastic sau altele, le strângem. Tăticul, ție nu-ți pare că ninge? Nu! Hai să mergem mai departe. Așa. Să vedem. Ce? Orice mișcare care o fac a fost făină. 100 de lei! Oh, eu sunt gata! Eu tot sunt gata! Poți și eu să încerc? Da, hai încerc! Deci cum aici, da? A? Cam așa, da. Și pe ala s-o prinzi. Așa. Și pune-o. Și... Este! Pajura! Jasmina, ai câștigat 100 de lei! Da. Super! Ai fost la coafor și încă ți-a achitat 100 de lei. Super! Restul mi-a dat. Așa?
aici. Jasmina, ai tăi 100 de lei. Meritați, aș zice, nu? Da. Așa, eu extrag următorul bilețel. Totuși pun paharul aici. Și... Ce cum? Masaj la umeri. Dacă cade cap, atunci tu îmi faci masaj la umeri. Dacă cade pajură, eu îți fac, ok? Așa, timp de un minut. Iată moneda. Și acum... Opa! Și acolo iese? Cap? Asta deci, că îmi dai moneda? Masaj? Nu, da. Tu îmi faci masaj, să mă așez? Da. Da, eu mă uit la ceas timp de un minut. Așa, minutul a început. Așa, poți un pic mai apăsa. Da. Așa, mai avem încă... Câte minute? 10 secunde! Unu, două, trei, patru, 5, 6, 7, 8, 9, alo? 10. Da? Ce spuneți? Masajul să se lungească cu 10 minute? E, hai. Ok, bine. Hai, Jasmina. Ai auzit, da? Ok. Oh, hai, extrage topul. Okay. Acest. Și... Pam. Bube pe față. Avem niște markere cu care desenăm pe față. Le-am jucat de asemenea într-un challenge. Și acum, cel care după soartă îi va cădea soarta, va trebui să fie desenat cu bube. Da. Sigur că de celălalt, ca la masaj. Ok? 3, 4. Yes. Și aici este... Pajure! Super! Jasmina, uite! Îți voi face un machiaj formidabil. Așa. Da. Opa! Opa, opa! Opa, opa, opa! Opa, opa! Nu mă văd. Pe față, pe față. Poate e că e bine și... Poate e bine că nu te vezi. O! Da, eu trebuie să plec așa acasă. Jasmina, eu îmi pare că te-am văzut un film indien, nu? Da, eu te-am văzut în, pe masă. Pe masă? Cărniță. Cărniță de ketchup. Băi, ceva ies. Parcă ai acolo bobă, ce tu. Da? Da. Hai. Ia închide gurița. Bubă acolo, poate? Să iasă. Pe buze. Nu am ce să pe față, pe față, doar asta. Pe, gata, deja e târziu. Bine. Arăt-i frumos. Așa zic. Ce ai pățit, da? Super! Vă place provocarea. Dar noi încă nu am terminat, o mai avem și alte provocări. Așa că rămâneți cu noi. Și apropo, dacă nu sunteți abonați la canalul nostru și butonul vostru de abonare este roșu ca acest marker, faceți-l să fie gri. Ne veți încuraja foarte mult. Like-urile voastre și abonările voastre ne ajută să facem un content cât mai interesant pentru voi. Și noi mai departe continuăm. Extrage tu sau eu? Haide. Așa. Mănâncă un vierme. Ce? Da! Mănâncă un vierme. Hai să vedem cine mănâncă vierme. Tu serios, tati? Da! Hai să vedem, serios? Chiar serios, acuși cineva dintre noi va mânca un vierme. Da, ia uite. Să vedem? Pajură! Da, Jasmina! Da, de ce? Nu e așa de strașnic ca roșie. Serios? Mai strașnic. Mai strașnic? Ei, da. Hai să vedem ce vierme acolo e căzut ei. Acesta este viermele. Jasmina, vină și mănâncă viermele, hai. Ce? Un vierme? Mare, l-am pachetat. De la fabrică. Eu așa vreau
1 și 2 și 5 vermi. Eu am citit aici. Asta este un verme din jileu. Eu am spus că nu este atât de groaznic ca roșiile. Apropo, acest verme l-am luat de asemenea de pe croazieră, din magazinul cu delicii. Wow! Wow! Incredibil! Ia uite! Nu, ce mare! Hai! Nu o să-mi capă în gură. Mușcă! Mușcă! Dă-i! Hai, puiu! Păi mușcă! Așa! Ia-te! Gustos? Doar că... Ia! Asta mare și tare! Mare și tare! Jileul acela, adică viermele acela, era foarte bun! Așa ține? Să vedem? Uf! Lapte pe cap! Tosmina, poate spălăm capul de făină, a? Ce zici? La tine se facă mine mai bine, cred. De ce? Deja... A, alb am și eu știu. Hai să vedem. Am venit o cuptură ceva. Eu cred că neînțelegerea noastră cu privire la pe ce cap va fi turnat laptele, o va clarifica moneda. Cap sau pajure? Cap. Cap. A, cap pe cap. Cap? Aoleu, băi! Ți-ai căzut cap? Înseamnă că tu turnă lapte pe cap. Rei? Bă, fi rece! Băi! Aoleu! Vorbim cu Josefina! Băi, ce-i asta? Băi, dar cum e un halul ăsta? Băi, mergeți pe casă! Eu nici nu ne închip, băi! Următorul vinițel? Yes! Și... aici scrie... Chupa Chups! Chupa Chups! Eu aș vrea, mie plac Chupa Chups. Eu... așa, așa, așa. Ok, să vedem. Chupa Chups! Ai! Oi, eu știu de ce... Deja cine mănâncă ce face? Cine? Eu! Nicăci la căzut pajură. Pajură, da? De ce ai mânca? Adică voi, lingea ciupa-ciupsul meu. Da. Oho, ăsta ce sunt ciupa-ciupsul de adevărat? Ăla cele micuțe, care scrie e medium, de fapt sunt mini, 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 mini. În comparație. Uite, aici ce este în interior? Oooo! Acolo sunt mai multe ciupa-ciupsuri. Opa, stai că și acolo jos trebuie să mai fie ceva. Stop! Nu, 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 nu. Acolo e găurile, că e într-o poliție. Aaa! Iată! Pac! Deci, hai să vedem ce gusturi sunt. Deci, căpșună, vișină, asta... multe fruct. Lămâie. Citrice, cred că. Lămâie și lime. Este... nu știu ce este, cafeniu. Poamă este. Bier? Cu gust de bere? Este poamă. Este ceva cu semnul de întrebări. Opa, trebuie să ghicești. Da, e tot un semn. Bă, arată foarte mult. Cu albastru de vată dulce? Candy, ceva. Da, 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 precis. Stai, bomboană cu gust cotton de bomboană. Cotton candy, da. Și are vișină. Deci găurile pentru... așa. Iată. Trebuie să aleg una și una? Nu, nu acum. O să dureze, nu e așa? Da. Dar voi așteptați că noi să continuăm provocarea, nu? Da. Deci, am pus astea înapoi. În schimb, eu pot să link o dată acest ce face soare. Face sens? Gata, am prins ce facem să link. Ala bala portocala, cine ți-a furat banana, mu, 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 ieși afară, numai tu. Asta. Și ce e, va fi ultimul. Ok. Deci, înghețată. Da? Wow, înghețată. Asta, hai să vedem și cine mănâncă înghețată. Da. Și... Eu. Ce este? Pajure! Yes! Yes, Jasmina! Ok, ia-ți înghețata, iar eu văd ce este în ultima noastră
provocare sau bonus. Deci, să vedem. Apă în pantaloni. Eh, sper să nu-mi cadă mie, mi-ajunge pentru astăzi. Deci, la noi este așa un incident. Înghețata. Am uitat-o. Pe care a câștigat-o Jasmina, am uitat-o acasă. În congelator. În congelator, ne grăbeam, luam tot. Dar, când ne întoarcem acasă, Jasmina o mănâncă, cu siguranță. Așa e, Jasmina? Da, și ce făceam, sorile? Așa e. Iar acum, ultima provocare, știi care a fost? Care? Apă în pantaloni. Avem acolo o sticlă de apă. Și avem o monedă. Hai să vedem. Eu nu vreau pantaloni. Orice ar fi, cap sau pajure, îndeplinim provocarea, ok? Nu vrei nici capul. Cap! 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 Ce zi e aceasta cu ghinion? Stai, e plină, da? Nu, nu trișem. Mamă! Cum voi ajunge acasă? Aoleu! Uhuu! Gata! Ce să zic? Sunt încântat de challenge-ul nostru de astăzi. Întoarce. Bă, dar se vede că până la noi întunecați, dar se vede un piculeț. Ok. Noi ne-am distrat de minune. Arătăm într-un hal minunat. Dacă v-am făcut acest challenge și vreți poate partea a doua cu alte provocări, alte bonusuri, atunci haideți să strângem multe mii de like-uri sub acest videoclip și noi facem partea a doua. Vă distrăm pe voi la maxim, ok? Da. Și dacă nu sunteți abonat, abonați-vă. Să vedem că... Bă, vă plac videoclipurile noastre, challenge-urile, istorioarele. Și noi vă spunem... Pa, pa! Pa!